Îl putem scuza pe gabinet. Nu, și... Da, domnul... Dacă sunteți de acord, dacă sunteți de acord, Gabi Gergel e plecat la... pentru primărie. Aducă Brad la consilier. Da, da. Dacă sunteți de acord să-l... E cum cu domnul? Dar la care consilier, domnul? La toți! A? Da, bine, mai puțin, nu, mai puțin, mai puțin pentru mine. Cât să aducă Brad la consilier? Haideți să începem. Dispoziția numărul 756 din 20.12.2016 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, pentru data de 21.12.2016, ora 10. Primarul Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, în temeiul articolului 68 aliniatul 1 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001, republicată cu completările și modificările ulterioare, dispune: Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, se convoacă în ședința ordinară în ziua de 21.12.2016, ora 10, la sediul Consiliului Local, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul Comunei Ștefan cel Mare pe anul 2017, inițiat de primarul Comunei. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale și stabilirea cuantumului acestora în Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău, inițiat de primarul Comunei. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubritate pentru anul 2017, precum și abordarea regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubritate în Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău, inițiat de primarul Comunei. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare ajustate, inițiat de primarul Comunei. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local numărul 56 din 19.12.2007 privind stabilirea zilelor Comunei Ștefan cel Mare, inițiat de primarul Comunei, și 6 diverse. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Cine este pentru? Și apoi o să începem cu punctul 1. Punctul 1. Dacă îmi permiteți, de regulă se aprobă procesul verbal de la ședința anterioară, înainte de... Spun asta pentru că am o problemă, doamna Bogos. Faceți erori prin procesele astea verbale și e de dorit să le evitați. M-am trezit în drumul din procesele verbale, că eu am propus nu știu ce coleg pentru funcția de consiliu de administrație. Consiliu de administrație la școală. Aveți problemă, domnul Marin, care ați susținut-o dumneavoastră când ați venit în birou? Iar lucrurile pe care eu le spun, bine, nu vrea să le găsesc aici. Să găsesc aprecieri pozitive la adresa primarului, foarte bine. Dar să fie trecut în proces verbal și probleme care eu le ridic. Ați verificat și nu coincid? Ați verificat și cu filmarea și nu? Nu, dar eu știu ce am vorbit, așa că nu trebuie să-mi confirme cineva ce am vorbit eu. Da, ce îmi gândeam, cu privire la asta, să veniți înainte de ședință, dacă cumva există ceva neclaritate sau când primiți convocările, în timpul cât susțin ședința, și pot să verific și să scoat acele erori, dacă, într-adevăr, să dovedeți că a fi... În mod cert, sunt că nu ședința următoare asta. Și încă o chestiune, un punct foarte important astăzi, aprobarea taxelor și impozitelor. Normal era, așa cum prevede legea 215, ca fiecare consilier să primească materialul, fiindcă nu este o chestiune peste care să treci foarte ușor. Trebuia să știm ce avem de votat, care sunt taxele, care sunt impozitele. Așa vin să ridic mâna, nu știu dacă e corect. Vă explic imediat. Cu privire la aprobarea impozitelor și taxelor, potrivit legii 52/2003, trebuia supusă spre aprobare proiectul de hotărâre. A fost afișat pe site-ul instituției, a fost fixat un termen de 10 zile în care trebuiau primite notificări, nu s-a primit nimic. S-a încheiat un proces verbal pe data de 5-12, deci au rămas la nivelul anului trecut. Bun. E foarte bine că s-a întâmplat lucrurile. Deci oricum, eu chiar dacă am afișat la instituție, am... Doamne,
vorbim strict de prevederea legală, că trebuie să ne puneți la dispoziție aceste materiale. Dar eu nu l-am. Nu știu dacă poate ceilalți colegi... Proces verbal. Minuta încheiată pe data de 5-12 ați primit-o în convocare? Aia, o am, dar nu vorbește nimic concret. Puteați... Spune generic, generic despre... Domnule, haideți să intrăm... Nu, o secundă, dar odată ce scrie acolo că au fost afișați pe site-ul instituției, puteau fi... văzute de toată lumea. Sunt foarte multe pagini, deci nu puteam să le trimit, uitați prevede. Legea spune clar, trebuie să ne puneți la dispoziție. Încheiem discuția și am ridicat probleme pentru este pentru prima dată. Ne trimiteți 3 rulene, 300, sau măcar puneți-le într-un dosar și venim la primărie și le citim. Nu este corect? Domnule Mara, e foarte greu la doamna Bogă să... Este foarte greu să pun la dispoziție fiecare consilier toate dispozițiile și toate rapoartele care sunt la... Când e vorba despre, mai ales despre taxele locale, să... E o întreagă... E o întreagă procedură. Procedură de făcut și e foarte greu. Acum, e foarte ușor cum ne uităm, cum ne uităm de regulă pe site și vedem absolut orice chestii, orice taxă, orice, deci e transparent absolut tot. Și foarte ușor să ne uităm acolo, vedem ce s-a stabilit în 2000 cu ani în urmă, ce este stabilit, ce se, dacă se stabilește altceva, iar. Și vinta următoare. Da, puteți veni înainte de ședință sau cu, în timp după ce primiți convocările, să veniți să... Vedeți, eu aș putea veni în verificați. Dar să ne pui pe suport electronic, unii mai avem. Și asta implică mult fără timp, rătii, vă spun sincer. Deci vă spun sincer și asta implică foarte mult. Dacă domnul primar este de acord să mai dea dispoziții de delegare de atribuții și alte persoane, eu n-am niciun potrivă. După cum, adică, nu știu dacă știți, e cea mai... dintre personal stă foarte mult peste program aproape în fiecare zi și nu știu dacă ar trebui să mai stea dacă nu vine asta nu știu să... referitor la lucrurile nu e scuzabil că da, bine dar la... trebuie să mai înțelegem și noi anumite punctul dar, numărul domnului. Păi da. Dacă atât timp că doamna și-a făcut el și-a trimis în documentația asta și procesul verbal de dezbatere publică din 5-12 și lămurește pe cât posibil problema taxelor și impozitelor și noi să ne bucurăm că o să votăm să rămână la nivelul anului trecut. Nu să adaugă, nu să mărește, nu să scape. Și zic că și-a făcut dator. Nu iau apărarea, dar are destule belele. Are slavă domnului, destule. Da, procesul ăsta, sau cum îi spune minută, rămurește cât de cât lucrurile și tot motive așa ca să atacăm problema din primele minute ale ședinței. Hai să trecem la ordine de zi. Eu suntem în preajma sărbătorilor și toată lumea are nevoie de timp și de... Deci supunem la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul anului 2016. Poate 16. Sunt discuții, da. Inițiat de primarul comune. Cine este pentru? În condițiile în care nu se schimbă niciun impozit. Se abține cineva? Dacă aveți, nu. Împotrivă, nu. Și atunci? Pentru. Domnule, nu înțelegeți un lucru. Eu nu sunt împotrivă, dar trebuie să știu pentru ce votez. Este logic. Ce da, e normal. Trece la punctul 2, domnule. Voați unde e punctul 2. E foarte bine că se menține. E foarte bine că se menține aceleași taxe. Dacă eram de acord, trebuia să venim cu niște amendamente. La unele modificări. Domnul Romic, trecem la punctul 2. Da, s-a votat, trecem la punctul 2. Păi. Vă rog frumos. Haideți-mi. Da, expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubritate pentru anul 2017, precum și aprobarea regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubritate. Având în vedere adresa numărul 4269 din 18-11-2016 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Bacău, prin care ne solicită aprobarea unei hotărâri de Consiliul Local pentru stabilirea taxei speciale de salubritate pentru anul 2017, în
conformitate cu statutul ADIS Bacău și cu planul anual de evoluție a tarifelor și taxelor pentru proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local și Adunării Generale a Asociațiilor ADIS Bacău, supunem spre aprobare taxa specială de salubritate pe anul 2016 în cuantum de 3,87 lei pe persoană. Având în vedere cele prezentate, propun Consiliul Local să aprobe proiectul de hotărâre inițiat. De fapt, ăsta e punctul 3. Că ai trecut la salubritate, da. Din da. Ca să puneți la vot și trecem la vot. Mai repetați o dată prețul ăsta. 3,87. 3,87. De persoană. Așa, eu am a fost anul trecut, asta e... Adică anul ăsta. Este 3,68. Stați așa, că vă pot spune. Și 2016 a fost 3,76. Deci noi e... 11 bani, da. Păi da, aici probabil apare de la diferența aia cu celula, cu chestie, nu? Da, da, da. Nu, ăsta e planul de execuție și... Asta este. A taxelor și tarifelor. Celula de execuție. Aia ce-au făcut ei cu noroc. Ei, și tot o să... Și an de an, probabil că e vorba de inflație și la gradul de inflație adaugă și... Haideți să ajungem la ora 12 să vedem propunerea de prim-ministru, că e importantă pentru România. De ce aveți, nu? Așa, discuții, dacă sunt. Cine? Aveți ceva. Supunem la vot. La vot. La 12. Deci supunem la vot punctul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Și punctul 2? Asta tot nu-l vezi pe dragul. Da, nu. El vezi, reluat. Dacă mai vedea pe mine, mai vot. Este ca nostru. Pe tine te-aș pune ministru de interne. Nu, la finanțe, la finanțe, la finanțe, la finanțe, la finanțe. Hai, îți trecem la punctul 2? Da. Da. Știi unde era Bogdan înainte? Îl spune domnul Ileanu. Hai, domnul. Ar face un țar cu infractorii acolo. Trebuie să vă dați un proiect de hotărâre cu istorie. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale și stabilirea cuantumului acestora. Da. Rămân și astea la nivelul anului trecut și dacă vreți să vă spun cât a fost anul trecut. La PSI au fost 5 lei, iar la bază 25 de lei. Și am stabilit să rămână aceleași taxe și anul ăsta. De acord. Nu știu dacă sunteți 25, împotrivă, având în vedere că nu se măresc. PSI, și nu... PSI 5 lei. Da. PSI 5 lei și pază 25. Așa, și așa suntem sătui de cât de taxe plătim, mai mărim și noi. Cine este de acord? La... Cine este împotrivă? 4. Proiect de hotărâre 4. Care să putem unde prin de aprobare noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă. Da, da. Punctul 4, da? Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și canalizare ajustate conform cotei TVA redusă 25 sau la, de la 20 la 19%. Având în vedere că nu avem altă alimentară cu apă, nu avem altă rețea nouă deocamdată, canalizare, a fost stabilită o taxă anul trecut care rămâne aceeași. Canalizare? Apa? Iar canalizare nu avem. Acum e primul an când. Deci apa rămâne la fel. Apa rămâne, alimentarea rămâne la fel. Da, 3,78. Și canalizare nu avem. Iar canalizare nu avem. Când o să dea drum, atunci probabil o să facem și o să stabilim. Este stabilit. Da. O să fie și să dea drumul, este stabilit. Asta de aici? Așa trebuie
să dăm, așa trebuie să dăm. 2,10 ar fi. Da, bine, asta o să fie, dacă o să fie canalizare, o să discutăm atunci. Da, sunt discuții. La nivel. Da, dorește cineva să pună o întrebare? Eu să punem la vot proiectul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Fără pe 5. Punctul 5. Cătălin, proiectul încălzită de stabilirea. Stabilirea sărbătorii zilei comunității. Da. Deci cu privire la stabilirea zilelor comune. 25 iunie. Mâine. Haideți să ascultați. Deci având în vedere că prin hotărârea Consiliului Local numărul 56 din 19-12-2007 s-a stabilit ca zilele comune să fie sărbătorite pe 7 și 8 septembrie, data la care au loc aceste activități în multe alte localități, făcând ca numărul agenților economice interesați de participare să fie foarte mic. Considerăm necesar a modifica această dată în vederea creării unui eveniment cât mai de calitate pentru categorii cetățenii comuni. Considerăm oportună stabilirea datei pentru serbarea zilei comune, data de 21 mai, având în vedere că este și sărbătoare religioasă de mare importanță, fiind sărbătoriți Sfinții Împărați Constantin și Elena. De asemenea, considerăm oportună data propusă și pe motivul că în această perioadă nu sunt organizate alte astfel de evenimente, zilele localităților fiind sărbătorite în special în lunile de vară. În considerarea celor expuse mai sus, propun spre aprobare Consiliului Local prezentul proiect de hotărâre. Dacă sunteți de acord. Ne referim la data. La data, da. Dacă ne strict la data. Atât. Dacă bine. Sunteți de acord ca zilele comune să organizeze în data de 21 mai. Unde s-a stabilit să țin? Locația. Locația. Deocamdată nu s-a stabilit. Nu s-a stabilit. Nu știu. Căminul cu cred că... Aia. Cred că o să fie o zonă care cred că e accesibilă și la Rădeanu undeva. Cred că la Rădeanu acolo cel mai indicat. Cred că ăla ar fi cel mai bine acolo. Acum la Rădeanu? Acum că acolo e pantă, dacă se bate cu unul ducit de... Noi, la Bogdan ar fi mai bine. La Bogdana e greu de tras lumină, e greu de... nu prea... La Bogdana e cel mai bine pe dealul. E greu de dealul ăla. Poți să vii cu mașini, poți să monteze gioși. Uite, îți vezi la domnul Sergi acasă. La Bogdana e și mult spațiu, sus acolo pe platou. Este întindere acolo pe teren. La domnul Sergi. Acum e asfalt până acolo. Dar nu e... deci nu e... deci nu e stabilit. Nu e stabilit. Deci acum stabilim data. Acum stabilim. Deci propunem stabilirea ta. Ne orientăm atunci, la față. Dacă sunteți de acord pentru 21 mai... E cum că cireși în floare, care și foc, care... Nu știu dacă așa putea fiecare putea zic că vrea unul prea pentru 1 septembrie. Nu, dar mai bine 21 mai ce mai bine. Și sărbătoare, mai bine pe cioasă, 21 iunie, așa mai bine. Are rezonanță mai mare. Părerea mea, dacă e vorba despre dată, odată, dacă e vorba de o sărbătoare religioasă care aia nu se pune în discuție că e joi, că e miercuri, că e sâmbătă, aia se ține, iar ca dată, dacă era altă zi, eu aș fi zis prima sâmbătă și duminica a lunii sau a doua, a treia, a cincea, să fie într-o sâmbătă spre duminică. Deci nu cum a fost 7 septembrie, pică miercuri, ci 7 septembrie miercuri, nu-i nimic. E așa s-a stabilit. Nu, nu. Deci, prima, a doua, a treia, a patra duminică din lună. Dacă și hramul mai multor sate din comună, delegată de mai multe evenimente. Domnul Cătălin, dar acolo ar trebui ca în oraș, dacă se stabilezi ziua, să facă grătare, vânci. Păi da, da, se face da, și da, cu fapt. Dacă stabilim și locația exact, atunci o să vedem. Eu nu mă mai fur de acolo. Păi grătare se mult mai mult. La urmă urmei locația nu stabilim noi în Consiliul Local, ci primarul, administrația. Aici am avut ca orientare, am zis. Unde are un teren. Nu ne interesați pe noi unii faci. Lăsați mi vedeți la chirie la corp. Da, chirie la corp. La chirie. Mergem la punctul 6 diverse, da? Diverse, da. Diverse. Da, acolo e spus, cred. Trecem la diverse, dacă aveți... Sunt diverse. Da.
pleacă. Domnul Mică, să-mi scrie. Domnul președinte. Bani la divers. Domnul președinte. Hai, cine să mai înscrie la cuvânt? Haideți să trecem la diverse, că ne așteaptă domnul Marian și nu de alta, dar... De care e fiptul ăla? Acolo eu am bucurul ăla care a candidat. Haideți, trecem la diversi. Domnul Brazilier, am avut o discuție cu domnul primar, în una din zile, nu telefonică, chiar față în față. Și îmi spunea că de ziua, adică cu ocazia sărbătorilor de iarnă, n-am avea o pârghie de a aproba niște bani disponibili pentru sărbători de iarnă. Deși m-am documentat, m-am informat și am găsit și am luat o concluzie. Se poate aproba un consiliu local cu aprobarea consiliului ca primarul să poată stabilim o sumă, să poată beneficia, adică noi toți să luăm din contribuția din contabilitate pentru acei copii care va veni la urat, la... Așa cum zia pentru cei care au avut 50 de ani la căsătorie. Acest nu proiect, similar. Această hotărâre s-a dat în mai multe, nu numai comunii, vorbesc și de oraș. Ca atare și noi putem găsi oportunitatea asta și posibilitatea să fim de acord noi, consilieri, ca domnul primar să poată stabili o sumă, să poată fi alocată din contabilitate către copii. După cum... Sau nu numai neapărat copii. După cum bine știți, cei care ați mai fost și în Consiliul trecut, s-a mai discutat lucrul ăsta și nu s-au găsit deocamdată până la timp, până astăzi nu s-au găsit posibilități de a scoate bani din contabilitate pentru sărbătorile de iarnă. Cred că cel mai bine ar fi ca în bugetul de anul trecut, să vedem cum putem prinde pentru anul viitor. Anul ăsta rămâne tot la fel cum a fost și în anii trecuți. Deci nu putem acupi ultima sută de metri să mergem la contabilitate. Nu avem absolut nicio posibilitate. Nu putem vota noi aici, nu suntem în măsură să votăm în Consiliul Local o sumă. Stai, dar eu asta vreau. Paradigma care este? La unele comune se poate, da? Da, probabil că... Da. Manifestările astea se fac cu oferte care le pun niște organizații știu, care astea și deocamdată... Dar dacă ajunge la societatea respectivă, sunt sigur că vei de înapoi? Consolidări, dar alianțe economice... Noi cred că noi ar trebui să găsim o altă soluție. Nu știu ce soluție am putea găsi să... scoatem să finanțăm una dintre soluții ar fi să atrage sponsor. E scos la noi, nu avem. Da. Agenții economici. Doi. Iar ca să angajăm o firmă, nu se merită. Nu se merită. Eu interesează firma lui, dar nu știu dacă mi-i dă bani. Nu se merită. Fiindcă firma și-a comisionul și să plătim comisionul unei firme, să vină strict să dea 5 lei la o capră sau... S-a ajuns la concluzia să spun la câteva comuni de top, de Bacău, comuni fără bani. Dar fără bani, dar cu gândire lucidă. Au scos, de exemplu, o comună, dau scoțieni. Au scos undeva la 200 și nu știu, 210 milioane. Da, pentru Dadin. Ei au un urs acolo, cerebru, anual. La Dofteană, nu tot la fel? Nu, vorbesc din la Dofteană, nu știu. Unde, nu știu, nu spun. La Gurabăie, cu aprobarea Consiliului Local, 150 de milioane. Se poate verifica, intrați. Vechi, nu? Da, da. Nu înțelegeți. Și acolo, 15 milioane. Cu hotărârea Consiliului Local, le-a cerut primarul acceptul consilierilor. În baza acceptului au găsit resurse în contabilitate, se poate lua. E o tradiție care trebuie respectată poporul român. Nu nimeni, nu știu dacă e un fără de lege, să vină doamna contabilă, poate eu greșesc să spun ceva, cum gândesc eu, fără să fiu expert contabil. Dar doamna ne poate spune aici ceva. Să vedeți că poate are posibilitatea să ia pe un cont special acești bani care îi stabilim noi aici. Și-aș fi un lucru bun. O să vedem și chiar o să mă intereseze să văd cum să o... Ar fi un lucru bun din cauza ca să
Atragem copiii. Atunci ce facem? Nu avem sponsor noi aici. Primarul spune, o invoca când vii Caian și nu ne, că nu. Știu, ultimii ani. Că o dat de la el din buzunar. Am adunat și noi din Consiliul Local, am strâns 50 de lei anul trecut. Lucrurile astea trebuie depășite, nu neapărat cu efortul consilierilor. Noi nu suntem până aici. Da, absolut, da. Dăm banii. Da. Îi dai acasă la mine, la tine. Da, trebuie găsit o soluție. Nu la primărie. De-aia noi în comuna asta n-avem. Datele așa cum trebuie și numai proscriși mergi fiind concurs. Hey. Datele sau încep să se piardă că nu mai au, hey, nu mai sunt... În lucrurile comuni le mai apreziază și primăria. Nu mai sunt tineri care se organizeze. La o capră mare. Ai văzut ursul la Dărmărești, apropo, spuneai de Dărmărești sau Dofteanu. Tot din protocolul primăriei există conturi speciale care pot să iei. Ducești cu milioane și fiecare urs. Urs, atunci aia cum fac? Nu dă consilierii bani, dar nu le aranjăm de nici. O fi dau la deputatea mea. De pe acolo sunt niște bani. Poate să cadezi la cultură. Poate de acolo... Eu am spus asta și din poziția că sunt la o comisie de cultură, domnul președinte. Da. Mă așteptam să ridicați problema dumneavoastră. Și vă poziția ce spune. Da, domnul Matias vrea să... Tot la divers și tot o continuare a ideii domnului consilier. Este un început totuși. Ceea ce s-a făcut la Căminul Cultural este un început, dar doar un început. El trebuie continuat, pentru că obiceiurile din moș strămoș, prin care și noi am trecut ca și copiii când eram, trebuie să le păstrăm, să le arătăm și să ne arate copiii că și ei pot la vârsta lor, dar trebuie să ne implicăm și noi. Și eu viu pe o propunere. Ceea ce a făcut doamna Stanciu, într-un fel sau altul, se merită remunerat, găsit o soluție remunerat într-un fel. N-ați văzut duminic, n-ați văzut. Nu remunerat, este soluția, să fii consilier cultural. Alo, ne duceți acolo, nu? Și... Am întrebat că se petrec destul de chestii de-astea. Și încă un lucru. Sigur, acum cu ocazia sărbătorilor de iarnă, respectiv 31 decembrie, nu va fi timp de organizat prea mult vis-a-vis de primărie și primar. Sunt sigur. Dar cred că prezența noastră s-ar impune mai mult. Eu fac invitația în bloc care doriți. Să vedeți că totuși vor mai veni. Dar dacă acel loc de la Cămin se va mai propaga mai mult și în alte sate și va mai fi altă doamnă Stanciu sau alt domn, nu știu care, sigur că vor fi așa. Și ultimul lucru care, așa, dați-mi voie, din partea mea, să vă doresc sărbătorile cu bine, să fim sănătoși cu toții, să lăsăm orice alte principii care nu ne-au plăcut sau poate au zgâriat undeva și așa, și să începem un an nou altul, pentru că ziua de mâine, în general, presupune altceva și are alte cerințe. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc un an bun. Uitați-mă, o rectificare, uitați-mă să spun că mi-am propus de o săptămână, vis-a-vis, am luat noi o discuție aici, să putem dota Căminul Cultural cu sonorizare. Avem aprobat în bugetul culturii. Să vedem, găsim resurse, cât costă sonorizarea aia, că degeaba o aducem noi pe doamna Stanciu să le lea pe ea acolo. Da. Dar dacă n-am luat sonorizare, degeaba. Chiar zilele astea am vrut să mergem, ne-am interesat, să vedem cât ajunge, am și găsit, nu-i prea dar bun. Deocamdată nu sunt bani în contabilitate și nu s-a luat. Da. Da, și foarte bine ar fi dacă ați venit, nu știu, câți ați fost dintre dumneavoastră să vedeți ce s-a... Am fost, dar ne-am informat ce există acolo. E foarte frumos și ce spunea domnul Valeru, Geta Stanciu, a făcut un spectacol foarte, foarte...
mă iertați, numai recuzita, cât a costat și câtă muncă, eu vorbesc din partea materială, cât a costat. Dar câtă muncă la doamna are? Și să nu uităm la că... Serios. Având în vedere că dânsa se ocupă benevol, acolo deci n-are niciun... Acum, ce să faci? Ești în aparatul primar. Tu trebuie să știi că poți debloca o funcție de consilier cultural foarte bine. Cu aprobarea Consiliului Local, noi suntem de acord, cred. Nu am nimic împotrivă, doamna. Deși, nu agream eu mai demult, că era cu totul alte tente politice. Acum, face ceva bine. Acum, ființa la nivelul anului 2016, avem în vedere ca pe viitor, în 2017, exemplu, să găsim un loc și să... Câte persoane mântuiri nu o fi în primăria asta? Una în plus, nu. Am să vă fac eu o mică prezentare la spectacol, ca mini-spectacol, să-i spunem, de duminică. Când ați fost, am fost eu, dintre voi întâlnești cu domnul... Eu am fost primul, dar am plecat. Bun, nu contează. Spectacolul a cuprins următoarele chestii. Un cor condus de domnul, de părintele Herbei. Dar ne-a chemat cineva acolo? Nu știu. Nu știu. Ascultați. Domnule, ați fost... Chiar... Nu s-a discutat. Acest cor de fetițe, așa, colind. Bun. După aia a fost un corpuriu de dansuri populare, reprezentând 6 fete și 6 băieți. După aia au fost marcate capră, urs, căluți și jian. Deci astea au fost marcate de costume, cât s-a putut face, așa. Și eu vă spun că lumea a fost deasat în picioare. Pe lângă pereți au stat și în final deci s-a ridicat toată lumea în picioare. Deci au fost surprins și plăcut de... Păi cu nivelul ăla de ce se poate pregăti. Sonorizarea a fost, a zis Stanciu, nu? Deci a fost sonorizare ca lumea. Eu zic că a fost ceva frumos. Și pentru început, având în vedere că are câteva luni când se ocupă de treabă, chiar m-a surprins. Și la dansuri și chestiile aia, cu căluți, cu urși, cu... Îmbrăcați așa cum niște haine, cu niște cănați. Adică a fost ceva frumos. E perfect. Dar aș vrea să văd și eu lucrurile astea. Dacă nu ne anunță nimeni, nu mă anunță. Domnul, vă contrazic că aici poate a fost o scăpare, nu știu. S-a anunțat de la 1 decembrie și la ultima ședință. Păi la 1 decembrie nu m-a chemat. Dar nu trebuie să chemi nimeni, domnule. S-au anunțat datele, domnule. Domnule Ileanu, dar spune, spune naiba să am eu că se desfășoară chestia. Să mai lăsa dată, să se întoarce la Consiliu. Eu am zis că a fost ceva frumos. Nu. Haideți să... Nu, domnule, domnul Grăitor. Ai fost la ultima ședință? Bineînțeles, mă. Chiar că trebuie de pus. Că te luăm de fiecare mare. Eu am niște amintiri cu căminul ăsta m-am căsătorit și nu mă duceam la bal dacă nu cânta Leonard. Avem și muzica în bun acordeon. Ori cânta Leonard, ori frate Biciușcă. Restul veneau ăștia cu niște utilaje de astea simfonii, tu te mai că nu utilaje retorinului. Și el are amintiri de la cămin. Utilaje. Dar păi încă... cum e chemat de la Borzești care cânta la baluri? Isai. Și încă un aspect, mă iertați, încă un aspect pozitiv și foarte lăudabil a fost faptul că în tot acest lucru frumos a fost implicată școala, doamna directoare. Școala, nu mai e doamnă. Directoarea lăsați, că ea e demisă. Doamna directoare, dacă era spate până acum, făcea. O apucat-o acum datii, când o luat 1-2-5 la piesă. Școala, în general, vorbim, nu ea. Eu am înțeles că e tot dânsa directoare și... Tot ei, dar acum are examen, nici nu mai participe ala. Când vine alta, o zboară. Unii da, presatisfacția ta. O să le zboare pe toate care nu-ți place ție, băi. Și de la noi, de la primărie, o să zboare toți cei care nu-ți place ție.
Poate consilieri. Da, consilieri să fie numiți aici. Dar nu, păi după revoltat, domnul Răileanu, că acum ultima sfântă a apucat-o dansului, Bia, sau poezii. Deci nu a apucat-o cu ciudiași. Hai să terminăm diverse și după aia mai... Și să-ți mai spun, zi, vorbesc că o luat 1-2-5. Măgarul are 6 picioare la ea. Romica, acum nici tu nu prea știai dacă... Ei, el e satisfacție că... are satisfacție că zice că băgat o pilure acolo și... Nu, domnule, nu am niciun raport, nici bine, nici rău. A, domnul Răileanu, spuneți. Mă, frate, a trebuit să planificăm ședințele cu 2007, eu mi-am făcut aici o schiță. Președintele de ședință pentru 2007. Și 17. Date de ședințe. Dar înainte de asta aș vrea să aduc mulțumiri tuturor celor care m-au suportat și m-au ajutat pe perioada a 6 luni cât am fost viceprimar și în continuare în care... 6 luni de anul ăsta? Tot vorbim prin afară cu geamcă. Să vă aduc mulțumiri pentru modul în care m-a sprijinit pe această perioadă. Și cu acest prilej fiind ultima ședință din acest an, să mulțumesc tuturor consilierilor, aparatului de specialitate a primarului. Este, te rog frumos, du-te în întrerupe și fii disciplinat. Vrei să cunoaște că nu prea ai trecut prin școală în viața ta, așa să te disciplinezi. Sunt nevoit să fac curs de niște cuvinte care să... Nu să te doar, să te-ți amintească. Și să vă doresc acum prag de an nou, la sfârșit de an vechi, multă sănătate dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, să aveți bucurie și satisfacție în casă. Și acum să îmi permiteți, domnul, nu mai sunt președinte de ședință, ne gândeam ca ședințele pe... Dar ne gândim și noi, domnul Răileanu, aici. Și noi vrem să spunem la ședințele din februarie. Niște treburi și le propun Consiliul Local. Te rog să taci din gură până te... Dar poți să propun și eu? Da. Nu? Am aceeași calitate ca jumătate. În ianuarie pe 25, notați-vă datele astea, le accepta sau... 25 ianuarie, domnule. Februarie 22. 25 ianuarie? 25 ianuarie. 25 ianuarie, 22. 22 februarie. 22 martie. 22 martie. Azi e solstițiu de iarnă și peste 3 luni ne întâlnim. Da. Mai departe, mă gândeam eu să propun. Eu fac propune, fiindcă mi s-a dat cuvântul și vreau să propun. Aș vrea pentru perioada următoarelor 3 luni, ianuarie, februarie, martie, aș vrea să-l propun președinte de ședință pe Stoica Sorin. Este un, este un tânăr consilier și a căpătat o leacă de experiență în lunile de când s-a format Consiliul Local. Dacă să o fi... Dar nu-ți de acord, băieți. Nu. Asta e o variantă. Altă variantă. În ce privește că s-a făcut discuție despre căminul cultural, eu zic că mi-am adus și eu personal o contribuție acolo. Vă recomand, chiar dacă nu sunt momente sărbătorești sau alte evenimente, să mergeți să vedeți ce s-a făcut în interior, exterior și cum s-a dotat. E o plăcere. Eu i-am propus primarului, după vremea mea, când lucram cu dânsul, inaugurarea căminului cultural, așa în stadiul în care este, să se facă printr-un frumos bal de altă dată, cum era când cânta chelarul de la Borzeș, domnul. E rudă cum a dat? Nu, e aproape. Dar să rugăm și da, prin dau eu acordeonul meu. O debutat tot în niște condiții, cu ziua de 1 decembrie. A fost foarte frumos și apreciez munca depusă atât de cadrele școlare, chiar dacă nu este agreată doamna, dar a pregătit un program foarte frumos, împreună cu doamna Geta Stanciu. Mă gândesc pentru viitor... Ea e de departe pe locul 1. Mă gândesc pentru viitor, mă gândesc pentru viitor să caute o soluție
ca această doamnă Geta să devină, așa cum se zicea, trebuie un director de cămin cultural și este cea mai nimerită și cea mai potrivită. Și atunci s-au găsit și metode de retribuire a acestei persoane. Este căminul cultural, eu eram copil și eram cu mama, cu miseala acolo. Și mă bucură și am amintiri foarte frumoase legate de această casă de cultură, să zic așa, din comuna noastră, unde se desfășoare fel de fel de manevre. Mai ales că la 1 decembrie, atunci, domnul primar a făcut și un anunț foarte interesant, se pot desfășura acolo fel de fel de festivități, ca începând cu pomeni, nunți, cu metrișe, este foarte bine că am venit în sprijinul oamenilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc încă o dată la mulți ani. Și să lăsăm ranciuna deoparte și să șlefuiască forțurile dintre noi. Vă mulțumesc. Să pun la vot. Păi nu, dar cum ai să talbii? Mai să propune când... Să ne vorbim, vorba de județean Răileanu, mai puțin vorbim. Rămânem fără copii. Deci rămânim cu zilele... Singura școală care ne-am fost, nu a fost pe CNU, domnul Răileanu. Ce nu a fost? Școala de partid. Într-adevăr, a arătat. Haideți să rămân... A arătat-o pe asta. Deci supunem la vot... Eu, arăta! Propunem ca următoarele ședințe să fie cele propuse de domnul Răileanu și președintii. Păi, supunem la vot propunerea făcută de domnul Răileanu, de președinte și... Să-mi compromis, coleagă, la rușit. Adică suntem la mână. Să-mi iasă pentru. Deci rămân ședințele stabilite exact cum am spus, da? Să mai notăm încă o dată. 25 ianuarie. Să vezi conduși ședință. 25 ianuarie, 25 februarie, 22 martie. Să ajutăm cu conduși ședință. Exact. Să mănâncă pește atunci. Da. Și domnul președinte să rămână Sorin, da? Da. Președinte de ședință, da? De când se roagă de el? Băi, probleme. Da, mult să vină. Hai că să răcești scriptura. Mai te-ai dat. Hai. Mai trage. Tot un porc. Ce din 2008? Dacă nu mai sunt la diversii alte discuții, declarăm ședința încheiată. Mulțumim. Vă urez și eu sărbători fericite, mulțumim, sănătoși în anul următor și la fel.